Da. Dau cuvântul doamnei președinte. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 11 puncte, și anume 1. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Caști. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea durației normale a mandatului de consilier local al domnului Brânză Constantin, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Băcile Iulian în Consiliul Local al Comunei Caști, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 47/25/6/2016 privind constituirea Comisiei de Specialitate pe domenii de specialitate. 5. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Caști și județul Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău, aferind anului 2017. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind raportul modului de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Unești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Comunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv al statutului și statutul acesteia. 9. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Caști și județul Bacău pentru anul 2017-2018. 10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public a unor imobile. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construirii Biserică Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, sat Curița, Comuna Caști și județul Bacău. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Atunci dăm cuvântul domnului să prezint fiecare proiect. Raportul primarului Comunei Caști pe anul 2016 privind starea economică și de mediu a unității administrativ-teritoriale întocmit în temeiul articolul 63 alineatul 3 din legea 215/2001 Administrației Publice Locale Republicane. Primarul reprezintă autoritatea executivă a administrației publice locale, autoritatea sa fiind reglementată prin legea 215/2001 Administrației Publice Locale Republicată cu modificările și completările ulterioare. De punct de vedere economico-financiar, primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune aprobării Consiliului Local. De asemenea, verifică din oficiu sau la cele încasarea și cheltuirea sumelor de bugetul local și comunică cele constatate de Consiliul Local. Execută funcția de ordonator principal de credite și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei. Capitolul 1. Situația bugetului local pe anul 2016 a Comunei Caști a fost după cum urmează. Venitul propriu. Am avut în plan suma de 786.980 lei, s-a realizat 631.869 lei, procent realizare 80,29%, după cum urmează. Capitolul 070101, impozit pe clădiri de la persoane fizice, am avut planificat a se încasa suma de 145.000 lei, s-a încasat suma de 90.072 lei, rămășită de încasat suma de 47.627 lei. Capitolul 070102, impozit clădit persoane juridice, am avut în plan a se încasa suma de 107.000 lei, s-a încasat suma de 81.966 lei, rămășită de încasat suma de 3.537 lei. Capitolul 070201, impozit pe teren persoane fizice, am avut plan a se încasa suma de 42.000 lei, s-a încasat suma de 41.941 lei, rămășită de încasat suma de 31.744 lei. Capitolul 070202, impozit pe teren persoane juridice, am avut un plan de 3.200 lei, s-a încasat suma de 3.129 lei, debit de încasat 102 lei. Capitolul 070203, impozit pe teren extravilan, am avut de încasat suma de 57.000 lei, s-a încasat suma de 43.119 lei, rămășită de încasat suma de 70.022 lei. Capitolul 160201, taxe de mijloace de transport persoane fizice, am avut planificat a se încasa suma de 154.000 lei, s-a realizat suma de 100.814 lei, rămășită de încasat suma de 209.019 lei. Capitolul 62.02.02 taxe, mijloace, transport, persoane și juridice, a avut planificată să încasa suma de 72.000 lei și s-a realizat suma de 50.819 lei, rămâștând încasat suma de 5.702 lei. Capitolul 18.02.50, alte impozite și taxe, am avut planificat a se încasa suma de 90.000 lei și s-a încasat suma de 49.965 lei, rămâștând încasat suma de 45.312 lei. Capitolul 30.02.05, venitul din concesiuni, am avut planificată să încasat suma de 58.600 lei, s-a încasat suma de 56.243 lei, rămâștând încasat suma de 1.513 lei. Capitolul 34.02.02, taxa extrajudiciară de timbru, am avut planificat a se încasa suma de 26.000 lei, s-a încasat suma de 23.233 lei. Capitolul 35.02.02, venituri din avenți și alte sancțiuni, am avut planificat a se încasa suma de 241.000 lei, s-a încasat suma de 95.785 lei, rămâștând de încasat suma de 982.414 lei. Deci, dumneavoastră, cum stăm la amenzi, avem aproape 10 miliarde neincasate. Capitolul 36.02.06, taxe speciale, am avut planificat ca să încasat suma de 9.000 lei, s-a încasat suma de 8.717 lei, rămâștând de încasat suma de 11.242 lei. Facem acum și o analiză a modului cum au fost realizate sumele primite din bugetul de stat. Capitolul 04.01.01, cote defalcate din impostul pe venit, am avut planificată suma de 372.000 lei, s-a realizat suma de 372.000 lei, 463 lei. Capitolul 04.01.04, sume alocate din cote defalcate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale, am avut planificată suma de 535.000 lei, s-a realizat suma de 534.046 lei. Capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, am avut planificată suma de 1.363.000 lei, s-a realizat suma de 1.330.279 lei. La acest capitol intră salariile cadrelor didactice, hotărârile judecătorești de la școală, o parte din cheltuielile materiale de la școală, indemnizațiile persoanelor cu handicap, precum și ajutorul de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social. Suma rămasă necheltuită se viriază înapoi la bugetul de stat. Capitolul 11.02.05, sume defalcate în TVA, drumuri, am avut planificat a se realiza suma de 29.250 lei, s-a folosit suma de 29.250 lei. Capitolul 11.02.06, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, am avut planificată suma de 705.500 lei, am arbitrat suma de 705.500 lei. De asemenea, la venituri am avut subvenții primite de la stat, în sumă totală de 1.576.595 lei. Astfel, pentru încălzirea locuinței cu lemne, suma de 5.946 lei. Pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală, suma de 1.232.601 lei. Din fond de rezervă pentru calamități, suma de 332.000 lei. Primite de la bugetul de stat pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale în suma de 6.048 lei. Din toate aceste venituri s-au finanțat cheltuielile bugetare care au fost realizate în sumă de 5.355.792 lei, după cum urmează. Capitolul 51.02. Administrația publică locală. Am avut planificată suma de 1.680 lei, s-au cheltuit suma de 977.590 lei, din care cheltuielile de personal 682.167 lei, cheltuieli materiale suma de 263.785 lei, cheltuieli sociale suma de 3.738 lei și cheltuieli de investiții pentru PUC suma de 20.000 lei. Capitolul 56.02, transferul între unități pentru copiii aflați în leagăne, am avut planificată suma de 70.000 lei, s-a plătit suma de 70.000 lei, am rămas de plătit suma de 2.171,76 lei, sumele plătite în tendință de lichidități. Capitolul 61.02, ordine publică și siguranță națională, am avut planificată suma de 5.000 lei, s-a cheltuit suma de 4.969 lei. Capitolul 65.02, învățământ, am avut planificată suma de 1.098.150 lei, s-a cheltuit suma de 1.068.208 lei, din care cheltuieli de personal de 931.237 lei, cheltuieli materiale suma de 123.873 lei, tichete de grădință și plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special, suma de 13.098 lei. Capitolul 6702 Cultură a fost planificată suma de 292.500 lei, s-a cheltuit suma de 215.594 lei, din care cheltuieli personal 21.788 lei, cheltuieli materiale suma de 51.119 lei, cheltuieli de capital suma de 142.687 lei, proiectare lucrări extinse de modernizare Cămin Cultural Cașin 27.000 lei, proiectare studii teren avize de reabilitarea școlii Cașin 30.000 lei, lucrări de elevație Biserică Ticuița 54.000 lei. Capitolul 6802 Asistență Socială am avut planificată suma de 412.000 lei, s-a realizat suma de 372.925 lei. Indemnizații persoanele cu handicap și ajutor de încălzire. Capitolul 7002, locuințe, servicii de dezvoltare publice, am avut planificată suma de 730.300 lei, s-a realizat suma de 680.246 lei, din care cheltuie materiale cu suma de 205.715 lei, 159.801 lei pentru iluminatul public, 4.800 lei împrejmuire parc copii din Curița, 26.577 lei demolare grădință Curița, 6.162 lei mobilier dispensar uman Curița, 474.000 lei cheltuieli de capital, 20.845 lei extindere rețea eliminat Crăcău, 30.000 lei proiect lucrări de consolidare școala Cașin, 11.000 lei lucrări în vederea utilizării la incendiu grădința dispensar uman Curița, 45.984 lei lucrări aducțiunei apă Poița, 302.743 de lei amenajarea terenului sport și alea acces școala Curița, 6.500 lei branșament la rețeaua electrică a școlii din Curița, 20.300 de lei modernizarea școalei Curița, etaj, înlocuire, acoperiș. Capitolul 8402 Drumul și poduri am avut în plan 2.198.250 lei, s-a realizat 1.966.260 lei, din care cheltuieli materiale 420.127 lei, 7.123 de lei de despăzire 2015, 75.000 de lei refacere drum comunal 125 și pod zona stadion, bani primiți de la guvern, 40.000 lei proiectare și reparații pod Fudulache și Comă Ranica, satul Curița, bani veniți de la guvern, 154.705 lei reparații curente și interținere drumului Sătești în comuna Cașin, 60.488 lei, închiriere utilaje lucrări de plasare și cilindrare, 36.864 lei, lucrări de reparații, DIC, protecție, părul Cașin, cheltuieli de capital suma de 1.546.133 lei, 200.000 lei de construire pod autotrafic ușor și peatonal peste părul Curița, în punctul Bârjol, 1.250.753 de lei, modernizare drumul de interes local în comuna Cașin, 6.000 de lei, achiziție 2 stații de autobuz. La data de 31 decembrie 2016, bilanțul contabil înregistrează un excedent bugetar de 331,41 lei. Raportul activității pe anul 2016 la biroul impozite și taxe. Raportul activității pe anul 2016 la biroul impozite și taxe este următorul. Impozitul clădirii persoane fizice are un plan de 145.000 lei încasări în suma de 90.072 de lei, rămas de încasat 47.627 lei. Impozitul clădirii persoane juridice un plan de 107.000 lei, încasări de 81.966 lei, rămas de încasat 3.537 lei. Impozit de teren persoane fizice un plan de 42.000 lei, încasat 41.941 lei, rămas de încasat 31.744 lei. Impozit de teren persoane juridice plan 3.200 lei, încasat 3.129 lei, rămas de încasat 102 lei. Impozit de teren extravilan plan de 57.000 lei, încasat 43.119 lei, rămas de încasat 70.022 lei. Impozit de mijloace de transport persoane fizice plan de încasat 154.000 lei, încasat 100.814 lei, rămas de încasat 209.019 lei. Impozit de mijloace de transport persoane juridice, plan 72.000 lei, încasat 50.819 lei, rămas de încasat 5.702 lei. Venituri de concesiuni și închirieri, plan 58.600, încasat 56.243 lei, sume de încasat 1.513 lei, alte impozite și taxe cuprinde, taxe de certificate producător și viza acestora, autorizații de construire, taxă privind certificate de urbanism, autorizați de funcționare, ajutor public judiciar, deputați, are un plan de 90.000 lei, s-a încasat 49.965 lei, rămas de încasat 45.312 lei. Taxa de timp cuprinde taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale și a devenților lor, este un plan de 26.000 lei. S-a realizat 23.233 lei, nu sunt sumele de încasat. Taxa specială, taxe pompieri, plan de 9.000 de lei, taxa 8.773 lei. Rămas de încasat 11.242 de lei. Amenzi planul suma de 241.000 lei, încasat 95.785 lei, rămas de încasat 982.440 lei. În anul 2016 s-au eliberat următoarele documente. Certificate fiscale s-au eliberat un număr de 1.710 bucăți, înmatricularea auto și radierea auto 286 mijloace de transport, închirieri clădiri și terenul 250 declarații de impunere, s-a răspuns la un număr de 200 adrese, autorizații funcționale s-a eliberat un număr de 97 autorizații, s-au întocmit de situații certe de controlul Curții de Conturi, s-au pus extrase de venituri în dosare, s-au înregistrat acestea în programul de contabilitate. Sumații titluri executorii și adrese de ființare proprii s-au eliberat un număr de 570. S-au făcut modificări în programul de impozite și taxe, conform noilor schite cadastrale, precum pentru clădiri și terenuri. S-au înregistrat un număr de 390 procese verbale de constatare a contravenților, amenzi, pentru care s-au întocmit confirmări de primire care au fost trimise la diferite posturi de poliție. S-au verificat și completat dosarele de insolvabilitate existente și s-au întocmit altele noi. S-a mers pe teren pentru casări, s-a întocmit raportul în casărilor. S-au întocmit registrele de casă zilnice, s-au depus sumele casate la televizorii de ei. S-au întocmit, s-au ridicat cecuri. S-au achitat sumele cuvenite privind ajutoare de încălțire, salarii, indemnizații. S-au dat relații zilnice cu prețul contribuabil privind impozite și taxe locale. Capitolul 2. Protecție socială și stare civilă. La venitul minim garantat pe anul 2016 am avut un număr de 27 dosare, din care 27 dosare noi, pentru alocația de susținere familială, un număr de 122 dosare, din care 22 de dosare noi, s-au făcut 24 dosare de alocații de stat, 6 dosare indemnizații de creștere copil până la 2 ani, 160 dosare ajutor de încălzire a locuinței, s-au acordat 3 ajutoare de urgență, s-au efectuat 300 de anchete sociale. La starea civilă s-au întocmit următoarele acte. 15 acte de naștere, transferire pentru copii născuți în alte țări, 17 acte de căsătorie, 30 acte de deces, 19 certificate de naștere eliberate la cerere, 16 certificate de căsătorie eliberate la cerere, 25 certificate de deces eliberate la cerere, transferire un act de căsătorie, 130 mențiuni efectuate în acte de stare civilă, 22 anchete sociale de divorț, 58 anchete sociale pentru persoane de handicap, 8 anchete sociale pentru școală, 12 anchete sociale pentru persoane aflate în plasament, 17 anchete sociale pentru judecătorie, 11 anexa 24. De asemenea, au fost distribuite pachete prin programul POAS pentru un număr de 871 persoane. Capitolul 3. Sănătate. În comuna Cașii funcționează 2 cabinete medicale, un medic și asistent. Unul în satul Cașii și unul în satul Cuița. Pus în funcțiune în anul 2016. O farmacie care deservește toți locuitorii Comunei Cașii. S-a efectuat vaccinarea a toți copiii din Comuna Cașii. Numărul pacienților înscriși la mediul familie este de 2450, din care 1963 asigurați. S-au înregistrat 9 nașteri, 2 cazuri de TBC și sunt în evidență 528 de cetățeni cu boli cronice. Suntem cam bolați la 4.000. Capitolul 4. Raportul privind SVS-ul. Activitatea SVS-ul Cașii în cursul anului 2016 s-a desfășurat conform legii 481/2004, legii 307/2006, legii 446/1996, privind pregătirea populației pentru apărare cu modificările și corectările ulterioare, precum și a ordinilor MAI și GSU, privind planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților de prevenire și intervenții în situații de urgență la nivelul localităților. În anul 2016 a fost un an dificil din punct de vedere a gestionării situației de urgență, datorită inundațiilor care au avut loc în lunile mai și iunie. În data de 25-26 mai s-a produs o viitură pe Brău Cuița, fără precedent, având o înălțime de aproximativ 1 metru. Au fost afectate 14 case din satul Cuița și 4 case din Vlașca de Jos. Au fost avariate 4 drumuri sătești, 4 poduri avariate, 2 punți petonale, un pod distrus, complet în satul Cuița. În data de 18/6/2016 s-a produs o viitură puternică pe pârâul Cașa, care a variat 6 case în satul Plașca, o culeie de la podul, din podul Briceag, stadion, a fost inundat stadionul și aproximativ 30 metri de gaz s-a distrus. Drumul de la podul Briceag, care face legătura cu Poița, a lungime de 1600 de metri și l-a distrus. Până la finele anului 2016 am reușit să remediem 3 poduri de la Cuița, să construim unul nou. S-a reparat culeia de la podul Briceag, stadion, relunându-se circulația pe pod, s-a reparat gardul de la stadion, s-a decomatat stadionul, s-a reparat drumul de la podul Briceag. La nivelul SVS-ul Cașin s-au intervenit la stângi 3 incendii de arise gospodărești cu un incendiu de locuință, sprijinind ISU Bacău cu tot ce i s-a solicitat. Activitățile de prevenire s-au desfășurat prin informarea în timp util a cetățenilor asupra pericolului prin afișarea de atenționări, avertizări în punctele de interes local și cu ocazia controlelor efectuate conform graficului de control pentru anul 2016 cu personalul echipei de prevenire. S-a procedat la verificarea și soluționarea tuturor petițiilor ce privesc eventuale pericole manifestate de cetățenii comune și s-au luat măsuri în consecință pentru a se elimina pericolele sesizate, procedându-se la sancționarea celor vinovați, prin emiterea de avertismente și solicitarea ISU Bacău pentru constatarea de contravenți și amendă. S-a efectuat verificarea hidranților cu firme autorizate, conform legislației de prevenire și astingerea incendiilor. S-a depus documentația pentru obținerea autorizării la incendiu pentru primăria Cașin. Capitolul 5. Educație, cultură și sport. Educația este asigurată prin școala cu clasele 1-8, Institutor Nicolae Păslaru, două grădinițe, una la satul Cașin și una la satul Cuița, și un număr de 20 de cadre didactice, din care 3 educatori, 5 învățători, 12 profesori, 15 titulari, 4 suplinitori și un pensionar. 192 de elevi în învățământul primar și gimnazial, la grădinița Cașin 40 de preșcolari, iar la grădinița Cuița 20 de preșcolari. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2015-2016, elevi înscriși 192, veniți 4, 8 elevi plecați, 185 de elevi promovați, un elev repetent, un abandon școlar, un elev amânat medical. S-a aprovisionat cu lemne pentru sezonul rece, atât școala Cașin cât și grădinița Cuița. Referitor la cultură, biblioteca comunală își desfășoară activitatea conform unui orar de funcționare cu 8 ore zilnic, de luni până vineri, având la dispoziția utilizatorului de fond de carte 7.688 de volume, din care în anul 2016 au fost achiziționate 25 volume și primite prin donație un număr de 94 volume, toate cu acces liber la raft și în dotare 4 calculatoare conectate la internet cu acces gratuit, faptul care a făcut să crească atât numărul utilizatorilor picturi, cât și al cititorilor. Numărul utilizatorilor înscriși este de 435, din care 17 noi înscriși, iar cei vizați activi în anul în curs este de 325. S-a participat la toate cursul de instruire profesională, trimestriare, atât la biblioteca județeană cât și la cea municipală. Se colaborează cu biblioteca municipală în Radu Osetin și biblioteca comunală în Măstrea Cașin, prin împrumuturile interbibliotecare pentru cărțile ce au fost solicitate, dar pe care biblioteca noastră nu le deține. S-au întocmit rapoartele anuale pentru Institutul Național de Statistică, se ține evidența zilnică a vizitatorilor și utilizatorilor. În paralel cu activitatea de bibliotecă, s-au îndeplinit și alte sarcini în activitate de șefii ierarhici pentru arhivă, pregătește, leagă și inventariază dosare din toate sectoarele de activitate în cadrul primăriei. Cu ocazia sărbătorilor zilei Cașinului s-au organizat mai multe activități și anume: învierea spiritului Evărocului de Stămăriei, competiții de mini-fotbal Cupa Cașinului, am continuat pentru a 4-lea an consecutiv defilarea Căzului Cubilchir, o manifestare unică de acest gen în România, recunoscută ca atare de lumea culturală din țara noastră. A fost consemnată în lucrări științifice, apărute sub egida Academiei Române, sub semnătura profesorului universitar dr. Ioan Ghinoiu. De asemenea, comentarii despre această manifestare au fost făcute de profesorul universitar dr. Ioan Popescu-Siretean. Manifestare care a pornit cu teamă, chiar și de ce va zice lumea și din satul nostru. Și iată că după 4 ani este recunoscută și consemnată la nivel național. Tot în cadrul Zilei Cașinului a avut loc ediția a doua a evenimentului elitist legat de obor și amioriții. Cu această ocazie am întins mâna vecinilor noștri din Mănăstirea Cașin pentru a primi împreună elita etnografiei românești. Astfel, în comuna vecină s-a organizat Simpozionul Național Drumul Moilor, Transumanța la Român, iar în comuna Cașin a avut loc Coloviu Național de Emitizarea Amioriții. Insist să zic că am întins mâna vecinilor noștri, pentru că noi am fi putut organiza fără probleme susnumitele evenimente și științifice, dar am considerat că Valea Caș nu trebuie să se prezinte în întregul ei, în fața elitilor universitare prezente aici, la această minunată ecuație a Baladei Naționale. Știm că locuitorii comunei sunt mândri că astfel de evenimente se petrec în strămoșească batra a satului Cașa. Aș aminti în fugă, dar spre incitarea dumneavoastră, câteva instituții de cultură, învățământ și cercetare prezente la aceste evenimente. Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti, cu o echipă de 7 cercetători științifici. Muzeul Teatrului României din București. Ministerul Culturii, Universitatea București, Institutul Național de Geografie și Folclor Constantin Brăiloiu din București, Universitatea Ovidiu din Constanța, Muzeul de Etnografie din Tulcea, UAT Soveja, Universitatea Vasile Sandrin din Bacău, Universitatea Tehnică din Chișinău, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Centrul de Cultură Moldova, Iași, Muzeul de Etnografie Suceava, Muzeul Carpaților Răsăriteni Sfântul Gheorghe, UAT Brescu, Universitatea Transilvania Brașov, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul Astra din Sibiu, UAT Lucăr, UAT Dragoslavile din Argeș. Pentru prima dată în existența statului nostru a fost vizitat de reprezentanții de frunte din ambele localități de origini ale celor care au migrat în urmă cu 300 de ani în statul nostru. Universitatea Baladea București și Muzeul Național Brad. Această manifestare a fost posibilă cu asemenea amploare și datorită concursului pe care l-am avut din partea Consiliului Județean Bacău, care împreună cu Asociația Cașin Tezaurul de Frumusețe și Consiliul Local Cașin a reușit să atingem standarde maxime conform cu aspeții deosebiți pe care am avut. Le mulțumesc și pe această cale consătenilor mei care și-au dat concursul în organizarea manifestărilor și au dat dovadă de spiritualitate apreciată în unanimitate de oaspeți. Aceste evenimente au fost prezentate și evidențiate în cadrul unor emisiuni la radio și televiziunea publică națională, la Radio Iași și în numeroase publicații regionale și naționale. Considerăm că împreună am scris istorie culturală pentru Comuna Cașa. Și în ultimul rând țin să-i mulțumesc domnului Tudose Constantin, doamnei viceprimar, consilierul local, în special domnul Proiu Ilica Vasile, Roșu Constantin, Zbârcea Gheorghe, preoțul comunei și la mulți alții. În încheierea zilei comune a fost organizat în curtea școlii din Caș un spectacol de muzică populară și ușoară la care au participat cetățeni cu toate vârstele. La data de 1-a 10-a 2016, cu ocazia sărbătoriei Zilei Pensionarilor, persoanele vârstnice, în sala Căminul Cultural din Caș, într-un cadru festiv s-au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Cu ocazia Zilei Eroilor și a Zilei Naționale din 1 decembrie au avut loc manifestări dedicate eroilor neamului, care au luptat pentru Marea Unire a neamului românesc, unde au participat elevii școlii Cașin, cadre didactice, preoții comune, funcționari publici ai primăriei, cetățenii ai comunei Cașin și, nu în ultimul rând, veterani de război. S-au prezentat alocuțiuni verbale și s-au depus coroane de flori. Pe data de 22-a 12-a 2016 a avut loc spectacolul de Crăciun, unde au participat elevii școlii Cașin, preșcolare de la credințele din Cașin și Puița, un spectacol care, din punctul meu de vedere, și nu numai, a fost o reușită. În cadrul acestui spectacol a fost împărțite cadouri copiilor prezenți. Pe data de 23-a 12-a 2016, la inițiativa tinerilor din comuna noastră, s-a organizat concursul Mix și Mister Caritate 2016. Această acțiune reușit să umple sala de locuitori de toate vârstele, fondurile strânse din donații scop caritate. Pentru organizarea acestei acțiuni, tinerii au fost vizitul primarul comunei Cașin, de domnul Gustav Ionuț, domnul Băcel Cristinel și doamna viceprimar. Pe data de 31-a 12-a 2016 s-au primit urători în fața primăriei, care au venit în număr foarte mare, atât din localitatea noastră, cât și din localitățile vecine, făcând un spectacol pe cinste. Pe linie de sport ne mândrim cu două echipe înscrise în Liga 4-a de fotbal, și anume echipa ASM Curacașul și Viitorul Cuița. Echipa Viitorul Cuița reușind la final de tur de campionat să claseze blocul 1. De răutate este faptul că echipa Viitorul Cuița activează și o grupă de copii de 8-12 ani care participă la meciuri județene. Capitolul 6. Protecția mediului. Pe linie de mediu s-a continuat conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor. Pe linie de colectare de euri s-a mai făcut o campanie în urma căreia s-au colectat deșeuri electrocasnice. S-a ecologizat în numeroase rânduri râul Cașin, Curița, Lăcuța, Pociul, precum și șansele ce mărcinesc drumul județean 115, drumul comunal 107. La aceste lucrări au fost folosiți beneficiarii venitul minim garantat, care au fost monitorizați de doamna viceprimar. Și în acest an s-au observat o îmbunătățire a colectării taxei de solidaritate. De asemenea, s-au cosmetizat șansurile care mărcinesc drumul județean 115, s-a cosmetizat zona centrului civic al localității, s-au plantat flori, atât în centrul civic cât și în fața vestianilor de la stadion. Serviciul de salubritate a fost preluat de 10 Rompresc de Sat, București, conform masterplanului județul Bacău. Capitolul 7. Urbanism și amenajare teritorială. În anul 2016 s-au emis un număr de 95 certificate de urbanism, din care pentru construcții, locuințe, desființare și anexii gospodărești sunt un total de 42 certificate de urbanism. Pentru brașamente și raportul la rețele de utilități utilitare, actele notariale, aripire teren, dezmembrare teren, sunt un număr de 53 certificate de urbanism. S-a încasat tot taxa pentru emiterea certificatelor de urbanism în suma de 905 lei. Pardon. În anul 2016 s-a emis un număr de 64 autorizații de construire. Pentru construcții locuințe, anexe gospodărești 22, iar pentru acordarea brașamente la rețele de utilități utilitare 42. S-a încasat taxa pentru emiterea autorizației de construire, suma de 13.740 lei. Din păcate, este un regres. Vis-a-vis de anii anteriori, se indică acum 6-7 ani, se încasa pe autorizații la 30.000 de lei. Iată că s-a ajuns acum la 13.740. Nu se mai construiește. Deci nu mai e avântul la care s-a fost în anii 2008. Problema financiară. Problema financiară. A fost efectuată controlare în teren, s-au aplicat sistări pentru intrarea în legalitate și a celor ce nu respectă prevederile legale. Capitolul 8. Agricultură și dezvoltare rurală. Pe perioada anului 2016 s-au eliberat următoarele acte: 1300 adeverințe de vot pentru carte identitate, ajutoare sociale, alocații complementare, ajutor încălzit. Eliberarea cererii matras. Eliberarea cererii marcate material lumos, 220 adeverințe pentru APIA, deschidere poziții de rol, înscriere date în registrul agricol, după cum urmează în T1 un număr de 30 registre, 24 mâncași și 7 cuița, în T2 un număr de 7 registre străinași, T3 un registru, T4 un registru, modificare poziției în registrul agricol 2015-2019. Eliberarea cutii verbal de identificare imobil, certificate pentru atestare cu petenții sunt recunoscuți ca proprietari, 48 certificate producători, 17 petiții rezolvate, 226 contracte de arendă, 60 de adeverințe, 28 de dosare la legile fondului funciar au fost trimise la OCP și la prefectură. Capitolul 9. Investiții. În anul 2016 s-au realizat următoarele investiții. S-a continuat lucrarea la PUC, valoare 20.000 lei, finalizarea amenajării teren de sport, satul Cuița, Comuna Caști, 32.743 lei, reconstrucție poda 1 trafic și 12 tunate, Spărul Cuița, familia Stărcuța Aurel, în satul Cuița, 200.000 lei, modernizarea drumului de interes local în Comuna Caști, 1.250.753 de lei, extindere luminat public Tălcău, 20.845 lei, lucrări în vederea autorizării la incendiu, grădinții copii și dispensar uman în Cuița, 11.000 lei, amenajarea de parc pentru copii în cinta fostei grădinițe din satul Cuița, cu tot cu gard și s-a amenajat acolo, 57.000 lei, lucrări de extindere, alimentare, apă, punct DG 115, Poița, sat Cașin, 46.000 lei, proiectare și execuție, refacere, pod, BA, DEC 125 și pod stadion în satul Cașin, 75.000 lei, refacere pod BA, pentru punctul 127, punct Fudulache Dracu și punct BA, Comar Anica Zărnescu, în satul Cuița, 40.000 lei, finalizare, modernizare, școală, Cuița, etaj, înlocuire și arpante, refacere fațadă, 20.300 lei, achiziții 2 stații de autobuz în Comuna Cașin, 6.000 lei. De asemenea, în anul 2016 au fost derulate și contractate, și contracte de reparații curente, după cum urmează. Reparații interioare și exterioare la școala Cașin, 28.000 lei, reparații dig de protecție pe Părul Cașin, zona stadion, 36.864 lei, demolare grădiniță din Cuița, 26.577 lei, nifugare și arpantă, sediul primăriei, 4.760 lei, lucrări amenajare de drumuri locale cu balas și sort concasat, 154.700 lei, reparații prejmuire parc în satul Cuița, 4.800 lei. S-au reușit pe parcursul anului 2016 atragerea de fonduri, valoare de 12,5 miliarde pentru finanțarea asfaltării drumului de interes local în Comuna Cașin prin programul PNDL și 3,3 miliarde lei pentru refacerea drumurilor și podurilor afectate de inundații din acest an. Un lucru extraordinar pentru dezvoltarea infrastructurii Comunei Cașin. Investiția totală s-a încheiat cu drumurile, a fost de 38 miliarde. Diferența de la 12 miliarde până la 38 a fost obținută în anul 2015. Capitolul 10. Ordine publică. Lucrătorii postului de poliție Cașin s-au desfășurat activitățile în conformitate cu prevederile legii 218/2002 privind funcționarea poliției române, precum și în baza ordinilor, dispozițiilor și reglementărilor interne. Accentul s-a pus în general pe combaterea infracționalității în scopul asigurării liniștii și siguranța cetățeanului. Lucrătorii în post de poliție ca și colaborează cu instituția primarului pentru a interveni în rezolvarea unor probleme existente în comunitate. Capitolul 11. Statistică. S-au emis 86 de hotărâri de Consiliu Local, 256 de dispoziții de primar, s-au înregistrat un număr de 10.400 de adrese, petiții diverse, 28 procese pe rol la Judecătoria Onești, 7 procese la Tribunalul Bacău, 8 la Curtea de Apel Bacău și 3 la Înalta Curte de Casație de Justiție București. Anul 2016 a fost un an bun, de bun augur, al localității noastre, din punct de vedere economic, social și cultural, cu diverse probleme, dar pe care am reușit să le depășim și țin să mulțumesc doamnei viceprimar, Consiliul Local, funcționarii publici din cadrul Primăriei Cașin și, nu în ultimul rând, cetățenilor Comunei Cașin. Vă mulțumesc! Punctul 2 și următorul. Am să le prezint eu ca să vindează cu domnul. Este vorba de constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Brânzu Constantin, declararea demisiei acesteia și declararea locului acesteia vacant. Domnul Brânză și-a depus demisia în data de 16-a din Consiliul Local. Conform legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, Consiliul Local ia act de demisia acesteia și declară locul vacant în prima ședință ordinară. Potrivit articolului 9, alineatul 2, litera A, articolul 10, articolul 12, alineatul 1 și 2. Da, raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinei și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Brânză Constantin, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul punct este proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Vasile Iulian, Consiliul Local al Comunei Cașin. Ca urmare a înregistrării demisiei domnului Brânză Constantin, în conformitate cu prevederile articolului 100 alineatul 33 din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, următorul supleant înscris în lista de candidați este domnul Vasile Iulian. Cu adresă către Partidul Național Liberal, pe a cărui lista candidat domnul Vasile și este supleant, și am primit confirmarea în scris, așa cum menționează legea, prin care se confirmă că domnul Vasile Iulian este membru al Partidului Național Liberal și următorul supleant. Am aici și copii cu procesul verbal în care este și constată. Raportul de avizare, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinei și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Vasile Iulian, Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea Administrației Publice Locale, 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Și acum o să-l invităm pe domnul Vasile să depune jurământul în fața Consiliului Local, așa cum ați procedat fiecare la validare. Și am să vă las pe dumneavoastră să citiți cu voce tare jurământul și cu mâna să jurați pe Biblie. Subsemnatul Vasile Iulian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cașin. Așa se numește Dumnezeu, Consiliul Local. Cred că se apă locul acelui nou proiect fără discuții. Și o să trecem la următorul proiect care este legat. Modificarea Consului. Modificarea? Da, Comisiei de Specialitate. Nu, sunt oameni, că nu am. Așa, modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 25/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de specialitate. Domnul Brânz a făcut parte din Comisia de Specialitate pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de agreme, așa că vom înlocui pe domnul Brânz cu domnul Băncilă. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 47/25/6/2016, privind constituirea Comisiei de Specialitate pe domenii de specialitate, consideră că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, vom trece la proiectul numărul 5 pe ordinea zi. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Cașin, județul Bacău, la Societatea Națională de Cuceroși de România, județul Bacău. Dacă v-am adus aminte, în anul decembrie, ședința a fost cam o două ședințe, v-am spus intenția lor, susținerea lor către noi și la asta sunt de acord. Ca să aderăm și noi la această Societate Națională. Hotărâre privind aderarea Comunei Cașin, județul Bacău, la Societatea Națională de Cuceroși din România, județul Bacău. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă aderarea Comunei Cașin, județul Bacău, la Societatea Națională de Cuceroși de la Bacău. Articolul 2. Reprezentarea Comunei Cașin în cadrul Societății Naționale de Cuceroși din România, la Bacău, se asigură de către primarul Comunei sau de către împuternicitul acesteia desemnat prin dispoziție. Articolul 3. Obligația financiară rezultate din aderare se suportă de bugetul local al Comunei Cașin și va fi de 2000 de lei pe an. Deci va fi o sumă de 2000 de lei, nu o sumă extraordinar de mare. Ați văzut că dăm bani la ADIF, la ADIP, la cele care facem parte și bine și aici. Să știți că astă vară, când a fost introdus la Culița, prin temița domnului Grăuceanu, au fost Culița. Și chiar au participat cu medicamente la cetățeni, cu toate, cu alimente, au fost un lucru extraordinar. Și de ce n-am face noi parte, nu? Ca să sprijin și noi, toate vor avea, nu noi nevoi, vor avea alți nevoi. Și la articolul 4, secretarul Comunei Cașin va comunica prin hotărâre Societății Naționale de Cuceroși și Bacău, compartimentului buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, primarul Comunei și prefectul județului Bacău. Avem două rapoarte de avizare de la două comisii. Da. Aici, da. Da. Vă dau o dietate dumneavoastră că sunteți mai importanți. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația în domeniul public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiecte de hotărâre privind aderarea Comunei Cașin în județul Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolul 44 din legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, raportul de avizare al Comisiei Juridice, Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinei și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, realizând proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei Cașin, județul Bacău, la Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, consider că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2017. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, de salubrizare Bacău, în cuantum de 2000 lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Sodoi Daniel, apropiat de reprezentant al unității administrative teritoriale, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze conformitate cu prevederile articolului 1 de prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, 450.000 lei. Pentru municipiul Bacău, 450.000 lei, pentru municipiul Ionești, 30.000 lei, pentru municipiul Moinești și orașul Tărmănești, 15.000 lei, pentru orașele Comănești, Bucuș și Târgovna, 10.000 lei, pentru orașul Călin Moldova, 3.000 lei, pentru comune cu o populație sub 3.000 locuitori, 1.000 lei, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 2.000 lei, pentru comune cu o populație de între 5.000 și 10.000 locuitori, 2.500 lei, pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 3.500 lei. Articolul 3. În cazul în care, din motive obiective, primarul Comunei Cașin nu poate participa la lucrările ședințelor AGADIS, Bacău, acesta va fi înlocuit de doamna Fidoacă Colucea Gabriela, având funcție de viceprimar al Comunei Cașin. Articolul 4. Plata asumei prevăzută la articolul 1 se va efectua în termen de 20 de zile de la data prezentei. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2. Compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2017, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Punctul 7 pe ordinea zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide de Bacău. O să vă citesc expunerea de motive că este mai înțeles, mai pălat. Județul Bacău implementează la această dată din fonduri post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide de Bacău. În baza contractului de finanțare numărul 1.218.026 din 11/4/2011, semnat de Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitatului, axa prioritară 2, post-mediu, domeniul major de investiție 1, dezvoltarea sistemului de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suportate la cererea de finanțare pentru acestea, pentru accesarea fondului post-mediu, a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrative teritoriale, membri ADIS, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22/12/2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind aprobată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, unitate de implementare a proiectului, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Primăria Cașin, cu numărul 10.115 din 19.12.2016, supus spre aprobare proiectul hotărâri privind aprobarea actului acțional numărul 2 la documentul poziție privind modul de implementare a proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor din Bacău. Raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. În conformitate cu prevederea articolului 44 din legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l aprobe în forma prezentată. La punctul 8, proiectul de hotărâre privind primirea UAT Onești, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Știți că municipiul Onești de la dumneavoastră sau care mă educați, dumneavoastră sau aveți prieteni, se confruntă cu problema apei. Fosta Asociație Apă Canal care livra apa, a iadobit către crab, crabul le-a asistat apa. Conform legislației vigoare, a trebuit să dea drumul la apă, că nu poți să-l lași, este o lege a utilităților publice care nu poți să le mai ies cu apa care e vitală. Și acum ei nu au făcut parte din ADIP, în care facem noi parte. Pot să intri și să fac parte din ADIP. Poate pe viitor vor prelua crabul și lor utilitatea asta. Și pentru asta e nevoie ca fiecare UAT care face parte din ADIP să dea o hotărâre că este de acord cu primirea lor în ADIP. Și bineînțeles că vom fi de acord că nu avem de ce nu. Pentru binele locuitorilor comunii Onești, orașului Onești, trebuie să fim de acord. Hotărâre. Se aprobă primirea UAT Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. Articolul 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, în mod corespunzător. Articolul 3. Se aprobă modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, în mod corespunzător. Articolul 4. Se mandatează primarul comunei Caș și domnul Soroi Daniel să voteze în ședința AGA favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, instituției prefectului județului Bacău, primarul comunei Caș, Consiliul Județean Bacău și va fi adus la consultă publică în condițiile legii. Raportul de avizare. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind primirea UAT Onești, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și al statutului acestuia, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul punct este proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a comunei Cașin pentru anul școlar 2017-2018. În fiecare an se organizează rețeaua școlară și, potrivit avizului conform al Inspectoratului Școlar, se aprobă de Consiliul Local rețeaua din învățământ. La noi, la Cașin, în funcție de efectivul de elevi, avem școala gimnazială învățător de Plaicul Slaviu, din sat Cașin, și structurile arondate sunt grădinița cu program normal sat Curița și grădinița cu program normal sat Cașin. Raportul de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Dar să știe ceva efectiv de număr de clase, de... Mai este în funcție de numărul de elevi. Doamna vă spune mai bine. Dar nu tot numărul de clase să merge. În cei 10 ani care merge numărul de clase. Avem două grupe la grădinița Cașen, de preșcolari, în total în cele 5 de preșcolari preconizați. La Curița au scăzut. Avem 15, o singură grupă combinată, 15 preșcolari. La 1-4 mergem sub, 260 total, preșcolari cu elevi. Dacă mai aici ne în jurul la 258-260, nu se vede o creștere. Nu, să știți că problema e migrația către oraș. Părinții care au mașini și transportul la un oraș sunt. Sunt câțiva, da. Sunt câțiva. Dar nu ceva mai mult, dar nu atât de mult cât dacă ar fi și aia, dar atât de mult număr cât ar trebui. Ca să poate înveți în două timp. 30 de decedați și 15 scuzați. Până la urmă de aici plec 30 de decedați, 15 sau 9 născuți. Astăzi nu... 15 alte care născuți. Deci ne-am luat situația... Deci generația lui 2016 e 9. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public a unor imobile. Hotărăște. Se completează inventarul domeniului public al Comunei Cașin de sub Bacău prin includerea în domeniul public al acesteia unor bunuri, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Cașin, prefectul județul Bacău, compartimentul de buget, contabilitate, venituri și achiziții publice și Consiliul Local Județean Bacău în termen de 10 zile de la adoptare. Deci, includem în domeniul public o extindere de rețea LEA 0,4 kV și la public, în stat Cașin, pe strada secundară, Tălpău, de la lungul Dana până la Ștot de Mirel, în lungime de 400 metri. Valoare de inventar de 20.845 lei. Amenajare parc pentru copii în statul Curița. Statul Curița în circa 430 de copii. Terenul aferent este de suprafață de 573 m². Valoare de inventar 28.512 lei. Aceste două obiective introduc invitarul domeniului public al Comunei Cașin. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Așa cum facem un proiect de bun simț, un proiect aceeași amprentă la sol, aceeași, deci va fi tot atât de încăpătoare, dar, cum am vorbit cu Părăcop, va fi un proiect ștefanian. Cum a fi și ăsta la... ștefanian, știți cum iubiți ștefanian? Fără tururi înalt. Și va fi cu o tură mai micuță, de lemn, de bun simț, și biserica va fi tot la fel de căpătoare. Deci, ca proiectul inițial. Dar va fi un pic... pentru că o zi căsătoare. Că, vă spun sincer, ca să mergem cu 28 miliarde, nu termin, vă spun, nici trebuie să se termine biserica aia. Să-și alți priorități. Ați văzut cum vine un inundație, vine altceva și atunci trebuie să ne axăm pe obiectivele care ne dorim. Așa că eu cred că va ieși un proiect de bun simț, va face licitații și vom termina biserica în mandatul ăsta care l-avem noi la dispoziție. Măcar să terminăm, să o simțim, chiar dacă nu va fi fixat, măcar să se sfințească și oamenii să poată să meargă acolo. Dar sper că în mandatul ăsta noi vom termina biserica, ne va ajuta Dumnezeu. Hotărăște. Se aprobă hotărârea legii numărul 273 pe 2006 privind finanțe publice locale, modificări și completări ulterioare, investiția construirii Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, satul Curița, Comuna Cașin, județul Bacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Cașin și instituție prefectului județul Bacău. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, construcției Biserică Ortodoxă, Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, sat Curița Comuna Caș, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Dar înainte să intrați în dezbatere, să vă fac atent la un aspect. Nu avem încă buget. Așa că atunci când se aprobă bugetul, să țineți minte. Dar nu avem buget. Deci, pe anul ăsta. Da. Noi încă funcționăm. Anul ăsta a funcționat procesul doar anul trecut. Deci noi funcționăm bugetul anul trecut. Când va fi, noi acum nu aprobăm decât ediția cadru. Că se va aproba indicatorul tehnic-economic și mai ei. Va fi DALE-ul, proiectarea și atunci vom aproba indicatorul tehnic-economic și atunci vorbim de buget. Acum deocamdată decât suma locală, da. Noi aprobăm decât investiția cadru. Atât, ca și investiții. Când va fi venit indicatorul tehnic-economic, da, atunci nu problema bugetul. Dacă poate fi bugetat sau nu. Dar în bugetul cu 2007. Deci vom prinde sumă pentru această investiție. Nu, da. Pentru investiții. Deocamdată, numai pentru o investiție aici. Vă invit să luați cuvântul în legătură cu materialele prezentate. Cine se înscrie? Altcineva? Mai dorește cineva să vă dezbateți? Cine mai dorește? Ca să fiu o lucru. Cine scrie cuvântul, cine scrie... Ca să nu mai facem două polinceri. Așa e foarte bun. Altcineva? Vă mai gândiți? Haideți, domnul Roșu. Da. Deci, înainte de a trece la dezbaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, fiind la început de an, domnule primar, doamna viceprimar, doamna președintă, doamnelor și domnilor consilieri, în spate l-avem și pe fostul funcționar al Primăriei Comunei Cașin, domnul Nicu Tănăse. În nume personal, permiteți-mi să vă urez un an bun, ferit de evenimente neplăcute, atât în cadrul Consiliului Local, cât și în cadrul familiilor noastre, să aveți parte de sănătate, de bucurii și de tot ceea ce vă doresc dumneavoastră. Trecând la ordinea de zi, permiteți-mi să felicit pe domnul primar pentru raportul de activitate prezentat pentru anul 2016, un raport concludent, atât valoric, cât și cu rezultatele muncii depuse în comun de către Consiliul Local Cașin și a terților participanți. Domnule primar, vă felicit și vă doresc să țineți tot așa în cursul anului 2017. Referitor la proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului a domnului consilier Brânză Constantin, consider că a fost alegerea dânsului. Eu cel puțin nu am nimic împotrivă, așadar permiteți-mi să-l felicit, să-l urez bun venit domnului consilier Băncilui Iulian și faptul că a depus un jurământ acolo cu mâna pe Biblie, sper să-și ducă cel puțin mandatul până la capăt, fără probleme. La punctul 5, privind aderarea Comunei Cașin la Societatea Națională de Cruce Roșie, permiteți-mi, adică mi-aduc aminte, în data de 25-26 ale lunii mai, când au fost inundați din zona Curița. Printre altele am fost și eu prezent acolo și am văzut că cei de la Crucea Roșie au fost printre primii care au încercat să întindă o mână de ajutor familiilor care au fost afectate de inundații și calamități. Așadar, este binevenit ca și Comuna Tașin să facă parte din această societate și să dea Dumnezeu să nu avem parte și să ne ferească Dumnezeu de cele întâmplate și în ceea ce a trecut și Comuna Tașin. Restul proiectelor sunt de acord cu ele și nu am nimic împotrivă de obiectat. Este binevenit și la punctul 11 soluționarea acelui proiect, dacă o să duceți la capăt pentru modificarea, adică pentru modificarea proiectului de la construirea bisericii de la Curița, să dea Dumnezeu să avem și noi, în cadrul comunei, în cadrul satului Curița, o biserică să arate nouă și să fie încăpătoare atât pentru locuitorii din satul Tașin, cât și pentru locuitorii din satul Curița. Scurt la subiect, mulțumesc mult! Mulțumesc! Da! Multă sănătate și mult succes tuturor în nouă! Din toate cele 11 puncte pe ordinea de zi, cred că cel mai interesant și cel mai amplu a fost cel de la punctul 1, stare economică, socială și de mediu a Comunei Cașin. Multe cifre, multe date, multe realizări, aprobate atât de vechiul Consiliu din prima parte a anului, cât și de nou Consiliul noi, respectiv în cea de-a doua parte a anului. Totuși, din prezentarea domnului primar, este că situația venitului s-a realizat în proporție de 80%. Ce propunem sau ce încercăm să realizăm sau, eu știu, noi propunem ca să putem să realizăm mai mult de 80% în un an. Dacă sunt, eu știu, idei de a depăși acest prag, că e în avantajul comunei. Nu dacă avem în vedere să realizăm mai mult. Cred că aici, în rest, toate celelalte puncte au fost mai simple, pe bun simț, aprobate, nicio problemă. Cred că aici sunt la realizarea veniturilor, dacă am avea o... Să știți că proiectul a ridicat, cel puțin în anul 2016, și cu propriile care spun. Știți că mă doare mâna și pixul când îi faci unul proprii, dar n-ai ce faci, fiindcă au ajuns la debitii mari, unii din constantinii noștri, care o dată și o dată le va plăti cineva. Și am explicat tot timpul când vin, omule, trebuie să faci cât poți să dai pe lună. Dă 50 de lei, dă în fiecare cu 50 de lei, faci un angajament de plată, vii și dai. Că la un moment dat rămân datoriile la copiii tăi. Vei fi nevoie să faci un act, nu știu, un contract de vânzare la un copil sau la o terță persoană ca să ai grijă ta, că nu mai poți să îmbătrânești. Ei, atunci ai să te izbești de faptul că certificatul fiscal trebuie să fie pe zero și notarul, conform codului fiscal, în procedură, nu-ți face act notarial. Și atunci vei fi nevoie. Au fost cetățeni care s-au plăcat cu noi. Și când au făcut, nu dau un mic, nu-i bine, a făcut acte la copil. Și avea la noi adunat vreo 700 de lei. 7 milioane, sunt mari, totuși. În salariul aproape un salariu, nu? Și când a venit la primărie, s-a lovit de certificatul fiscal. Și că nu, dați-mi așa, fetele le-a explicat, voi vezi că la notar nu o să fie bine. Și i-a zis la fete, dați-i certificatul omului cum este din calculator, dar cu debitul care este. Și s-a dus la notar, notarul automat l-a refuzat. Notarul nu riscă meseria, că nu ai de ce să-și oriști, da? Și a fost nevoit și plăgea când a dat banii, că uite cum s-a ajuns la 700 de lei. Și a zis, lasă să ajungi la 700 de lei. Fiindcă în 2012, când am ieșit primar, chiar omul respectiv a fost chemat la mine, ca not lista cu cei mai datori și cu debitul cei mai mari. Și i-am explicat, vino și achit, nu pot, nu am să dau toți bani. Nu, dar în fiecare lună, câte 10 lei, 15 lei, 20, dacă uiți luna asta, vii luna viitoare cu 30 de lei, nu cu 15. Și ai să vezi că în 2-3 ani de zile o să ajungi cu debitul la zi. Și chiar cetățeanul respectiv a fost unul din aia și i-am spus atunci. Și el mi-a spus mie, iar nu dau nimic că vreau să nu mai... Că i-a spus lui cineva, Că o să împărtească, că o să și ceargă calculatorii. Deci faz. Deci transmiteți la toți sunt comunicați, fiecare din știu eu, zona unde sunteți, taxe și impozite locale, nu le va șterge nimeni niciodată. Sunt și datorii, care la care cresc și penalități, cineva le va plăti. Amenzile, da. Cu decesul titularului, se radiază cu certificat de deces. Sunt faptele celor care a primit amenda. Nu poate să preiei moștenitorii amenzile celor care că n-au nicio vină. Dar taxe și impozite locale, inclusiv taxa de salubritate, la care acum, de când funcționăm cu serviciul cu Rompresul, s-a aplicat și penalități. Când a fost societatea noastră, nu s-a aplicat penalități. Acum, ăștia cu pompa Iuliu-Sarcin, când s-a făcut serviciul de salubritate la nivelul județ, s-a licitat să aplică penalități. Adică majoritatea de pentru întârzieri. Da, să vă zic. Una este cu somații. Ați văzut că v-am citit din raport, s-a făcut vreo 900 ceva somații și titlul executării trimis. Unii, zicem, de bună credință, omul care de bună credință îl sperie când vede o scriptură. Și vine și zice, domnule, ce am eu aici, în fapt? Și explică multe, cum poți să dai? Dar cu alții nu te interesează, vă spun sincer. O primești oameni când l-am pus sau nu vine. Am văzut că avem un debit la terenul extravilan de 70.000 de ani, a terenului extravilan, și totuși oamenii cu terenul extravilan, sunt care iau subvenții la APEA, nu? Recordează ceva cu terenul, că dacă vă uitați, decât să dau subvenții la APEA, tot câmpul dânca și când ia lui Buciu, că e Cuciulul, că e țară la mare, sau la dar, îi lucrea tot. Se lucrează tot, decât să dau subvenții la APEA. Deci oamenii, chiar dacă nu ia subvenția, ea arendă de arendat și ceva se întâmplă, el are un profit după terenul respectiv. Nu poate să zic că stă pe roagă și nu are. Dar vedeți dumneavoastră că s-au obișnuit așa. Sunt mulți care sunt decedați și copiii nu sunt, aici e o problemă ea, nu stau în cașă. Și el are, au decedat amândoi și a rămas la primărie și acolo poți să crești. Și vreau să văd moștenirea și nu vin. Noi le facem, dar le facem științări. Noi le facem, dar nu le-a trimis științările. La Niculința avem adrese, le trimitem științări să vin la primărie. Și ne împărțim, dacă sunt 5 moștenitori, toată la ta și impost cum faci. E partea fiecare, parte în 5 suma. Tu atât o adus, că ei n-au și din diviziuni, nu poți să știi cum vor împărți ei. Dar e greu, v-a zis, e greu cu încasatul. Ați văzut și dumneavoastră că dacă s-a încasat toți banii care avem, deci dând casa cu amiez cu tot, am funcționat cu bugetul 2 ani de zile fără niciun lucru. Într-o discuție cu dumneavoastră povestească realizarea bugetului cei de sus, voia și sigur, deficitul. Acum... Și atunci o să spunem, avem 10, 20 de miliarde, da, dar de fapt 10 sunt... Când institutul de buget și cer bani la Ministerul de Finanțe și inclusiv la Consiliul Județean, ce puțin Ministerul de Finanțe te ia, și ai tu. Și debitul ăla de 9 miliarde la mers, 9 miliarde și ceva, da. Debitul care ne-i încasat din coace de 2 miliarde și ceva de la taxe și impozite locale, îți face 11 miliarde. Este pune la capul pe alea, alea și cu multă diferență. Pe care tu mergi de ce îmi dita oamenii cu știile. Aici e. Deci cetățenii ar trebui să cunoască lucrul ăsta, să înțeleagă. Știți că veniți la primărie să vii, că nu-i arde becul, dacă nu-i arde becul în fața porții, sunt pe la primărie, vedea că nu-i arde becul, în bun simț, noi nu-i spunem, nenea ai plătit impozitul. Păi dacă ne-ai plătit impozitul, păi ce să plătim becul ăla, nu? Să-l schimbăm. Că ați văzut consumul la energie electrică pe luminată, se duce undeva la 1 miliard pe an, 1 miliard și ceva pe an. Deci sunt bani. A intrat cu goadă zăpezit, i-a lăsat în toată, n-a făcut puțin și în poasă la lumina lor. Da, știți cum cu treci și se padă o oară cu o parte, trebuie cu undeva. Și de ce s-a dus zăpada în fața porții? Sau iese cu o pată și aruncă zăpada înapoi? Din discuțiile noastre... Lasă că eu știu pe unii care nu se devenim din poartă în poartă la ala. Nu, au... Să știți că stă mai bine cadrul localități, totuși, din fericire. De exemplu, la Hilegiu au vreo 11 miliarde la noi. Și la plata cu noi stă mai bine. Avem de stați 4 luni, atâta pe anul trecut. Și alții au de 6-7 luni. Și acum începeți să încasăm la bună, ai văzut că se casează foarte bine și sper că până atunci în martie se termină măcar 2016. Să vin cu 2016 la zi. Deci în fericire stă mai bine. Și avem și zona Drășești, unde sunt contribuabili foarte serioși acolo. Aia și cu noi plătesc în ianuarie absolut tot. Dar sunt și încași inconștiincioși care vin până... Dar în general vin, cei în vârstă, pensionari. De ce vin? Ați văzut, doamne. Nu vin, e vin să ducă cu frigul ăsta. Vin, că a venit să plătească... Da. Păi sunt care sunt plecați în afară și nu-s pe acasă și nu are pe nimic ca să le achite, sunt și cazul de genul ăsta. Dacă se întorc, plătesc. De regulă, da, vin și plătesc. O dată la 2 ani că vine și plătești impozitul. Toate că ne-ar fi mie ușor să las sarcina asta la un vecin sau la un rudă, că nu e pești nici asta pe realități. Dacă vă spun că fac verificări, sunt la unii la care penalitățile și majorități mai mari decât debit. Taxa, da. Deci au zis penalitățile majorității au depășit taxa. Pentru că veniturile cresc și datorită contribuabililor mari. Deci au contribuabili mari care contribuie la bugetul local cu sume substanțiale. Mi-a ridicat doar la viceprimară minge la fileu. Aici aș vrea să acum să motivic niște societăți în Comuna Brașov, care dacă nu ar fi, vă spun sincer, noi avem bugetul care l-avem. Vedeți, noi primim cotii de făcut TVA. Dar avem societățile care viriază la bugetul stat TVA. Și aici aș evidenția o societate mare care a avut cea mai mare succes la afaceri de caș, este Tabacul. Tabacul SRL și vinul caș, Fuzulache. Urmează doții SRL. Și el a făcut ce film mășoară de afaceri. Este căminul la domnul Abaza. Și plus celelalte societăți, cum ar fi și Apicom, care funcționează destul bine, așa, și care cât de cât adună. Deci dacă ar fi aceste societăți, vă spun sincer că dacă stăm bine să nu uităm, să știți, când mă la buget, cu măsărea cașă, care este o comună mai mare ca noi, da? Mai mari, stăm mai bine atunci societățile care le avem până la comune. Și de-aia zic, de când am luat ștafeta primară, în 2012, trebuie susținuți, sprijiniți oameni de afaceri în comun. Că, în primul rând, creează și locuri de muncă, sunt și generatori de impozite și venituri. Vedeți, după ce spunea Islavă. A fost scandal că de ce s-au pățat 560.000 de lei, aproape o jumătate de miliard, da? Dacă se lăsa Islandul de izbire și se concesiona și păzea fiecare cum vroia și plătea ori taxa aia cu oaie cum era odată, și folos aveam? Deci dacă se adună 560 de milioane de bani la coșinunea Islandului și aia plătesc, înseamnă că îi dă mâna, îi convine. Că dacă nu i-ar convine, iar îi ia contractul și vinde oița și în 2020 va expira contractul. Vom scoate iar la concesiune. Și cine vă dă mai mult, știți cum e. Asta e, ăla iar. Că trebuie, noi ca, eu ca primar noastră și Consiliul Local, să adunăm banul public, ca să poți face ceva, dacă... Ați văzut că nu am mai măritat și impozit, dar rămas la fel. Să dea să încasezi astea care sunt. Ce rost are să mai mărești când tu nu reușești să încasezi 100%, nu? Adică mărești, faci mai mari discrepanțe. Am lăsat așa și pe anul ăsta cum a fost planul trecut. Sperăm ca să fie un an mai bun. Știți, nici oameni acum vă spun că nu sunt partea, nu vreau să fiu populist, într-un fel, să sunt partea cășunilor. Nu au bani. Sunt oameni necăjiți, nu au servicii, nu au salarii, pensiile sunt mici, sunt pensii de 450 de lei. Păi dați, de 450 de lei mai ia și medicamente, cu omul ăla ia și medicamente, ca nu la o vârstă care e dispensabil de el. Nu sunt ei, sunt o grămadă la stat social, nu sunt vreau să familie dintre ăsta. Și e greu. Dar totuși și ăia ar putea câte un pic să vină să de ei. Și dacă facem o analiză, că am văzut doar viceprimar, dacă nu te-am luat cu pensii mici, cu 400 de lei, îți cam la zi cu impozitul. Îți la zi cu impozitul. Deci mi-e milă când îi văd, îți la zi cu impozitul. Și dacă ne uităm la gospodari de cașă, suntem oameni gospodari de cașă, dar sunt gospodari de frunte care au... E tot la zi. Da, la zi de acum 5 ani mult. Da, asta e. O speranță că mi-a găsit soluții, tot cu așa, am mai făcut în teren. Deci asta am mers în teren. Să știți, s-a încasat, a fost zilic când s-a încasat, terenul a fost zilic când nu s-a încasat. A zis, dacă vine la primărie și da, eu nu-ți dau ție acum la poartă, că nu vreau acasă, da, sau nu am. Dacă vine la primărie, știți, la poarta mea. Așa a fost replica. Ce poți să-i faci? Adică trebuie căutați și aici la tax și impozit, la serviciul stat, mai aveți lucrat cu specialist, trebuie mai mult tax în a lucra cu omul. Că dacă omul repezi și vorbești, nu știu cum, sau tragi de el, atunci am și cu el... Dacă atragi frumos și vorbești frumos, ai bine, dai un pic, puțin un pic și hai să scăpăm o să ajungi la zi, să știți, pe o mântă dacă vorbești frumos. Dacă ești mai... Dar asta depinde de noi. Da. Da. Mulțumesc. Mulțumim. Da, eu tot referitor la punctul unde pe ordinea de zi. Felicitări, frumos prezentat raportul, însă, printre altele, am reținut. S-a realizat o investiție de 46.000 lei pentru extindere alimentare cu apă în sat Poica și s-a tot vorbit prin ședințe de acest lucru. Întrebarea mea este, cine administrează rețeaua asta de apă? cui ne putem adresa și noi pentru anumite avarii, să le spun așa, în furnizarea apei? Noi, ca și Consiliul Local, am făcut proiectarea în Cuița și a făcut fixire de apă, da? Încă nu s-a recepționat, că mai e un sunt făcut. În momentul recepției, noi predăm crabului. Crabul care este distribuitorul de apă. El o ia în administrare crabului. Rămâne în proprietatea Consiliului Local a noastră ca și investiții, dar ăla o ia în administrare. Orice defecțiune care apare, ori contractele care se fac, brașamentele care se fac, trebuie adresate crabului, nu primar sau vicecumar. Deci, societății crab. Dacă aveți crabul, are angajat cu raza comunicat și cu domnul Fuiorea. Dacă dânsul nu vă răspunde la solicitările dumneavoastră, faceți solicitare sau sunați la crab acolo. Trebuie la crab acolo. Fiindcă noi facem, exact ca nu facem aici în dreția, da? Electric s-a făcut în Tălcău. Noi am făcut-o și cu el am dat-o în administrare. Am dat-o EON-ului, că ei furnizează energie electrică. Rețeaua este a noastră, a dus că am introdus în domeniul public, rămâne ca valoare de inventar fiind a noastră, dar o administrează furnizorul. Iar furnizorul, dacă se strică brașamentul, nu mai vine primăria să repare. Repară el brașamentul. E o, ca și la curent, a spus, e o defecțiune uniționată, la EON. Ei vin și vă rezolvă problema. Așa și la cap la fel. Ei trebuie să vă rezolvă problemele când aveți avarii la conductă sau știu că la voi aveți la conductă. Deci clar ar trebui acum, sunt dat cu chemat, să intervine, să iese conducta, să-ți vadă unii defecțiunea. Păi, nu primăria asta. Da, nu putem. De asta vă întreb. Noi avem contracte încheiate cu 10 apa ser Bacău, SRL. Contractele inițial a fost apa ser. A fuzionat cu IGTL Bacău și a format CRAB. Și acum este CRAB. Normal, aceste contracte trebuie reactualizate. Dar este valabil. Cine are? Cine nu are? Păi, trebuie reactualizat. Cine nu are, sunați fi la... Da. Deci apa servă, când a fuzionat cu IGTL Bacău, a ieșit CRAB, da? S-a născut CRAB. Ei, acum CRAB trebuie să vă renuați dosarele, contractele cu ei, cu CRAB. Dar dumneavoastră sunteți sub contract cu CRAB-ul, dacă când a fuzionat, dacă eu... Deci a fost preluați cumva. Sigur, da. Deci, în caz că nu răspunde domnul Uiorea la solicitările noastre, trebuie să ne adresăm? Da, la CRAB, o să căutați pe Uiorea, aveți un telefon? Nu. Nu am un telefon, dar se poate afla. Să găsești. Să găsești pe internet. Să găsești pe internet și discutați cu conducerea. Conducerea acolo, să spuneți domnule, sunt abonat cu tare, cu contract cu tare, că aveți contract. Nu am apă de 200 din motivul de aici. Atunci ei trebuie scris o echipă operativă să vadă despre ce este vorba. Eu am mai transmis în 2013 o adresă de adresez și apa ser. Și în aceea zi s-a prezentat domnul Fuiorea. Dar practic mi-a spus că s-a răbdat să îmbrățăsească timpul. S-a dezghețat afară o săptămână. Acum văd că a trecut două, nu vrea să dezghețe de niciun fel. A venit, a făcut o groapă. Chiar un bord să poți să-i spui și am fundat-o în loc. Am spus, nu are ce să-i facă. Păi de ce să facă? Am spus că face un sondaj. Știți că foarte bine că ați pus întrebarea, sondaj și audii la o fată și ceilalți. Și nu cred că e problema numai în zona noastră, că suntem vreo 4-5 familii afectate, am auzit că mai sunt în sat, în locul unde... Da, unde a ghițat. Să știți că ați pus punctul pe ei, bine că a spus. Să știți că mulți cetățeni nu știu. Când e avarie cu apa, sună pe mine, sau cu doamna viceprimar. Când e avarie cu pana Bucurie, la fel. Deci fiecare care are contract, sună la contract. Eu, de bun simț, iau telefon și sun eu la 08929 la EON, da? Îmi dau numele meu. Tare cu strada putare nu este, sau la punctul transformare nu e. Ei, în schimb, dacă sunt avarii la EON public, acolo răspundem noi. Deci noi nu avem în administrare decât terminatul public. Noi ca și primărie. Apa e dată la CRAB, energie electrică dată la EON Moldova. Deci nu... Ei trebuie să... Noi facem investiții, într-adevăr, dăm investiții pe tabul lor. Înțelegeți cum a venit. Pe banii noștri. Și primărie le folosești și de acolo încasează banii noi. Așa e făcut legislația. Dar ei, orice apare ce se întâmplă după ce o preia în administrare, e obligația lor de a veni să repare și să vă rezolve problema. Mulțumesc. Mai aveți? Da, da, da. Da, felicitări domnului primar pentru raportul prezentat ca urmare a activității fructuoase din anul 2016 și urez mult succes pentru anul 2017. Salut venirea domnului Băcilă Iulian în rândul în rândul nostru. Îi urez succes alături de noi toți ceilalți. Facem lucruri bune pentru comunitatea care ne-a ales. Să fim săritori la toate, în toate cazurile. Și la bine și la rău, și la evenimente plăcute și mai puțin neplăcute, dar să ne ferească Dumnezeu. Salut aderarea Comunei Cașin la Societatea Națională de Cruce Roșie. Așa cum au fost, cum a spus și domnul Roșu, și eu am fost prezentă în satul Curița. Chiar i-am condus pe cei de la Crucea Roșie, la persoane sinistrate. I-am admirat foarte mult. A fost o echipă de tineri din Bacău, tineri care nu erau remunerați, făceau voluntariat. Și chiar am dat exemplu pe un curier când am fost și în Cașin, tinerilor cu care m-am întâlnit, spre a îmbrățișa și tinerii noștri acest gen de activitate, de voluntariat. Deci fac o paranteză, și noi avem voluntari în Cașin de Crăciun, doi ani la rând, care au făcut spectacolul acela caritabil. Deci iată și acolo este tot un simț civic și umanitar și trebuie salutat și felicitat tinerii care pot să facă asemenea activități și asemenea lucruri de suflet. Deci salut aderarea Comunei Cașin și sunt de acord să aderăm la Crucea Roșie, să participăm cu o sumă, astfel încât și alte comunități, când sunt în situații similare de, eu știu, inundații cu tremure și alte dezastre, să fie ajutați, cum am fost și noi ajutați în vara anului, când au fost inundații. Sunt de acord cu cotizația anuală pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, de asemenea și cu aprobarea actului adițional numărul 2, în vedere că este vorba despre un proiect post-mediu. Sunt de acord cu primirea Onești în ADIF. Cu organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ la Cașin. De asemenea, sunt de acord cu includerea în domeniul public a celor două investiții, rețeaua de iluminat și locul de joacă în domeniul public. Iar în ce privește proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, având în vedere că e doar aprobarea investiției și nu aprobăm indicatorii tehnico-economici care să implice o viză de control financiar, adică în ce privește bugetul, eu zic că nu e nicio problemă. Putem aproba fără niciun fel de... Cam atât. Mulțumim de la viceprimar. Și chiar asta fac o completare. Cei am Crucea Roșie și am luat în dotarii ambulanță. Un lucru extraordinar. Când nu poate ajunge smurgul sau ambulanța medicală, sunt ei. Și, cum a spus și doamna viceprimar, majoritatea fac voluntariat. Sunt asistenți calificați. Mai mult de atât fac și cursuri. Deci ei fac cursuri pentru a da indicații medicale la mișturi, dar infirmieri, dar fac și cursuri. Tot ei prin voluntariat. Practic banii care îi dau membrii pentru funcționarea mașinilor, celor care lucrează efectiv și sunt cadre medicale, și un lucru bun, zic eu. Că vedeți, câteodată nu vine nici murdul, nu vine nici ambulanța, că sunt plecate în alte direcții, sunt foarte puțini, și rămâne pacientul, sau când ajung ei peste o jumătate de oră, ăla e decedat. Nu aici. Zic că dacă ar adera mai multe localități la un proiect de genul ăsta, ar fi foarte bine. Până la urmă, suma de localități nu mă, adică nu e felul de animale. Vreau să iau și acum. Am lăsat spre ca să vorbesc ultimul, pentru că poate răcim puțin mai mult. Referitor la raportul de activitate a primarului. Felicitări, dacă aveați bani, faceți mai mult. Altfel nu se poate explica. S-a făcut tot ce s-a putut. schimbarea, felicitări pentru venirea în rândurile consilierilor locali. Știți cum zice, să fiți, cum zice, bărbat și fără frică. Eu vă salut, mitică, știi? Puternic pe activitatea care să aducă beneficii comunității. Îți cer scuze că m-am permis să vă spun, da. Aderarea Comunei la Societatea Națională de Cruceruși. E un lucru extraordinar, ținând cont de faptul că avem un sprijin la Crucea Roșie. Știți, nu? Cine este director general? Soția Cășuneancă. Nu? Așa. Nu mai pronunțăm nume, că nu are rost. Așa. Cu salubrizarea de la Bacău, fără nicio problemă, proiectul de hotărâre prin actul adițional numărul 2 cu Ate Onești. E o trecere, vrând nevrând, pentru că aici a fost un pic de discuții. Dumneavoastră știți. A fost un paradox aici. Ce paradox? A fost, inclusiv noi cu conducta de apă care ne-a închis-o, știți, cu... A, e alt poveste? Da, păi da, tot în cadrul ăla intră toată treaba. Așa. Proiectul de hotărâre prin lucrarea și funcționarea școlii. Da. E foarte bun. Nu ne băgăm la... Dar aș vrea să ridic aici o singură problemă. Ce am constatat cât am fost cu alegerile? La școala de la Curița și la școala de la Cașin nu există magazine pentru lemne. Da, Cașin este. Și la Curte este. Unde? Nu, nu, nu. În camera centrală. Nu, că nu, acolo nu le usucă vântul. Stați liniștit. Pentru lemn trebuie afară făcut din cu o platformă metalică, lemnul trebuie să fie uscat 40% minim ca să poată fi folosit în centrală. Un lemn, dacă îl bagi într-o cameră și ai închis, ăla mucerește. Cum să procedeam? La Cașin nu știu. Școala la Cuița funcționează, deci grădința la Cuița anul trecut și anul ăsta s-a încălzit cu lemn provenind din confiscări. Și a confiscat noi primar. Eu program că s-a confiscat. Vă rog, astea sunt probleme de bucătărie. Acum cum facem noi? Tăiem lemn la școală la Cașin, muscate, în magazin și le ducem în gata de poștă. A, și le depozitați acolo. Da, dar părerea mea ar trebui și acolo rezolvată problema. Nu să știe ce se întâmplă peste ani. Dar e bine ca o clădire să aibă și o magazie de lemne făcută cu fier, beton, de trălas, cu lacăt, cu tot ce trebuie. Cum e la școală la Cașin. Să le bată vântul, să le usuce, să le aibă acolo. Și aș mai spune ceva. În camera aia unde sunt lemnele și la uzinele de dezordine, acolo să mai este Dumnezeu. Și cu asta nu spun mai mult. Cine, nu știu cine este, cine îngrijește, abar nu știu. Pentru mine, dacă ar fi, dar nu spun, mai bine tac. A doua zi n-ar exista. Da. Bun. Altceva. Mai este o problemă. La școala de la Curița, nu știu, de asta spun, în spate unde este intrarea la cabinetul medical, acel acroperiș gol aia din față pe stâlpi, este nefăcută, neterminată. Ce se întâmplă acolo? Aia a fost pistit proiectat în... Și nu se putea din două roabe de mortar să facem. Primă parte să facem. Să facem. Gata. Vă zic că asta era cu școala. Am pusesem două puncte aici. Proiectul de hotărâre privind imobilele. Da, e corect. Așa. Proiectul de hotărâre privind investiția construcției bisericii de la Curița. Chiar dacă vă supărați, vă bine spun nou. Eu am discutat cu părintele nostru, nu cu domnul Bărgăoană. O să discut și cu dânsul. Nu s-a lămurit nici în ziua de azi situația suprafeței de teren care a fost preluată de la particular la biserică să se facă acea biserică. Vă mai repet o dată. Și sunt acte pe ce spun eu, unde sunt, nu știu, dar ceva știu. S-a măsurat acel teren în prezența mea și a celorlalți consilieri care am fost din peretele grajdului sau casei al lui Cevoc până în peretele casei lui, cum îi zice, Vornicerul. Din drum de aici, de unde s-a făcut poarta de intrare la biserică, până în râpă. S-a spus atunci așa, că suprafața este de o anumită dimensiune. Se face biserica aici, se face casa parohială aici în spate, cu cantină, cum s-a făcut aici, pentru făcut pomeni, pentru făcut tot ce trebuie, așa, și preasfințitul Băcăoanu a venit, a sfințit și a făcut acea moliftă pentru, sau cum se numește, pentru biserică, unde s-a săpat o groapă de 1,50 m, de la groapa respectivă s-a făcut iară o introducere cu un tub rotund, așa, unde s-a băgat într-un tub de inox de aproximativ 70 de centimetri. O jalbă, învăț, un crisov, cum vreți să-i spuneți, pe care s-a scris acolo tot ce a trebuit să rămână pe vecie. Inclusiv proiectul bisericii, făcut sul, băgat în acel inox, răsucit, ștampilat, sigilat, dat drumul acolo, și toți care au fost acolo, inclusiv eu, am turnat câte o, cum îi zice, cancioc de beton. S-a pus capac, s-a făcut cruce, s-a sfințit, s-a betonat și ăla a devenit altarul bisericii. Constat că după o perioadă de aproximativ 10 ani, așa, din suprafața totală a terenului lipsește aproximativ 1.000 de metri sau, numind 200 de metri, cam așa, 200 de metri, ceea ce înseamnă o prăjină și ceva. Menționez că în acea curte exista acolo unde este acea casă, așa, un anumit gărduț și așa, și așa. Se intra pe partea cealaltă. Aici nu era. Ala a fost măsurat într-un tot. Eu nu, pe mine nu mă interesează. Dacă sunt acte legale că ăla s-a vândut la altul sau s-a dat înapoi și s-a dat în altă parte, pentru acea suprafață s-a făcut atunci darea dintr-o parte într-alta, înlocuirea cu terenul, ăla l-a dat într-o parte, ăsta într-o parte. Cineva a furat. O spun cu inima deschisă. Și asta trebuie să se justifice. N-a furat de acolo, a furat pământ din altă parte care a aparținut statului. Rețineți, a aparținut statului. Și basta, nu mai spun altceva. Vreau să spun un singur lucru. Nu, stați, clarificați situația. Aceste afirmați care le faceți, cât au trecut? Cum? Acum 10 ani, 12 ani, 13 ani. Da. Nu. Dar trebuie lămurită problema. Doamne, poate greșesc eu și îmi cer scuze în fața la toată lumea. Nu știu cine a făcut, cine era. Poate, într-adevăr, așa a fost corect cum este acum. Da, ăștia se duce cu curtea până în orice caz, vreau să spun un singur lucru. Vreau să spun... Vreau să spun un singur lucru. Că acum a rămas așa. Între Ceavoc și biserică sunt 2-3 metri unde se... Nu sunt 3 metri. Nu sunt 3 metri. 2 metri, să spunem, unde se poate trece așa. Și pe partea asta nu mai știu dacă mai sunt 2 metri iar unde se poate trece. S-a propus cândva să ia o bucățică, să treacă pe acolo, pe unde a fost stația de mașină. Nici aia nu s-a rezolvat. Da, da. E rezolvată? Bun. Măcar atât. Să aibă altă intrare. Să poate intra cu un mort. Să-l poată scoate de acolo. Nu știu. Nu vreau să mă bag în chestii. Nici nu vreau să devin o persoană care, știu eu, am răscolit ceva care nu trebuie. Că nimeni nu ia nimic cu el. Toți reducem acolo la 2 metri, dar nu mi se pare corect. Vreau să mai spun ceva. Eu am întrebat părintele nostru, actualul, dacă Consiliul Parohial al satului Curița cunoaște faptul că proiectul bisericii vrea să se modifice. N-am primit un răspuns corect. A zis, da, nu, da, da, nu și nu știu. Nici am întrebat pe urmă, pe cei care știam eu că sunt în Consiliu, pe vă câțiva, Consiliul Parohial cunoașteți treaba asta? Nu știu, că eu nu știu dacă mai sunt. Nu s-a adunat Consiliul niciodată de când a murit Lungu, Părintele Lungu. Și cu timpul ăsta nu s-a adunat niciodată. Nu știu, nu fac afirmații de genul ăsta. Eu l-am întrebat pe dânsul. Poate că este mult mai bine această modificare. Poate că reușim să facem mai repede biserica. Dar vreau să spun un singur lucru, că o spun din tot sufletul. Clădirile principale care rămân pe veșnicie într-o localitate nu sunt multe. Primăria, școala și biserica. Și căminul cultural. Păi ca să rămână trebuie să modificăm proiectul, că altfel nu se poate. Ce să rămână? Să facem o biserică. Înscrieți-vă la cuvânt și vorbiți. Vreau să spun așa. Dacă facem o biserică, cum este în Bărăgan, așa să noi avântul, în zonă de munte, iar nu-i bine. Dacă considerați că biserica care a fost proiectată este prea costisitoare sau a fost din beton sau nu știu ce și îi implementa sume mari de bani, o cantitate mare de materiale sau nu știu ce, și se poate face din alte materiale ca să putem înălța, dar să fie totuși să aibă un aspect plăcut de munte și nu de Bărăgan. Noi avem toate bisericile de aici, dacă le luăm, au un aspect de biserică ortodoxă, de munte, și așa cum ați exprimat dumneavoastră o denumire ștefaniană, sau nu știu cum ați spus. Dar biserica nu știu prin cuvânt, este de munte, de aceea. Așa. Trebuie gândit. Eu nu sunt contra, dar trebuie gândit și trebuie luat și Consiliul Parohial, care sunt oamenii bătrâni din Curița, care au trăit acolo, au muncit acolo, au plătit la biserica aia contribuții, au adus contribuții satului și chiar comunei. Nu facem, eu zic, să mă scuze cine a fost cu ideea, nu știu, așa, dar nu e bine să facem ceva care să nu știe chiar satul. Pentru că vreau să vă spun ceva, să-mi fie cu iertare și am spus-o de multe ori. Satul Curița mereu a fost văduvit. Apă potabilă nu, gaze nu, asfalt nu, lumină electrică peste tot nu. Tot la satul Curița nu. În schimb, la votare toată lumea a venit acolo. Și satul Curița a fost localitatea care a hotărât cine să fie primar în comuna Caș. De asta vin cu rugămintea ca oamenii de la conducere să discute și cu locuitorii, în special cu Consiliul Parohial și cu cei mai în vârstă, să se hotărască dacă e bine, așa. Și eu cred că e bine, dar este bine să se discute, să nu se trezească lumea acolo cu ceva făcut și să ne auzim vorbe. Deci, cam atât. Bine că asta am spus, că, da, mi-am spus păsul, pentru că e bine să spunem și nu să vorbim pe la colțuri, cu totul că eu am fost oprit pe stradă, m-a luat unul la mișto, un puștan de ăsta de câțiva anișori, că de unde știu eu, și așa mai departe. Da, așa-i tineretul ăsta, n-are scrupule în educație. Da. Da. În fine, pentru... Eu mi-am spus ceea ce am vrut să spun. Vă mulțumim, da. Pentru... Dar mă consider că după 42 de ani de când sunt căsătorit, aici, în Curița, mă consider totuși locuitor a acestei localități. Dacă cineva nu mă consideră, plus 10 ani care am crescut, că poate toți știu că eu am crescut 10 ani la Mănăstirea Cașin. Și de la 10 ani am plecat la Pomănești. Eu de la un an până la 10 ani am fost măreserean. Tatăl meu a fost șef de ocol silvic 10 ani. Am crescut în curtea ocolului. Dar după 60 am plecat din coace. Dar mă rog, astea sunt treburi de familie. Cam asta am vrut să spun și dacă aveți să mă contraziceți cu cealaltă sau să spuneți, domnule, e greșit. Nu, o să vă spun câteva cuvinte. Nu, numai puțin. Mai a rămas o chestie. Aș vrea să țineți cont că în programul dumneavoastră de votare, care l-ați făcut, am păstrat acea cutie, nu vă spun ce, la punctul 3 ați notat ceva și aștept să-l băgați pe ordinea de zi. Da. Da? Mulțumesc. Cu siguranță. Această hotărâre a luat-o anul trecut. Aproape de preajma la campanie electorală. Dar prelua biserica către Consiliul Local ca să o faci. De ce am luat hotărârea asta? De câte ori am mers în Curița, am mai fost la biserică, m-a tras oameni de mâini. Domn primar, dacă spune, facem cu biserica, nu se mai termină. Ce vedeți dumneavoastră că s-a construit acolo la cota 0, bani dați, doamna Miștima, știi, de noi Consiliul Local. Deci s-a făcut ceva. Am dat. Dar restul, celor care, deci părintele care se ocupa de construcția bisericii, nu s-a mișcat de la resurse. Că știți cum preotul face o biserică, caută surse finanțare. Și merge la constructori, la oameni de afaceri, la instituțiile statului, la primărie, noi Consiliul Local am dat cât am putut. Și am luat acea inițiativă atunci. Dar și am vrut și tot atunci am vrut să facem și donația aia, ca să o primim. Și ca să nu pare campanie electorală, nu știi, doamna primar, doamna viceprimar, a asistat, a lansat. Și de dovadă, după alegeri, nu a fost campanie electorală și am inițiat din nou procedurile. Chemându-i eu cu părintele la mine, hai părinte, ce facem? Facem donații, primim, facem biserica. Ei, proiectul ăla a fost făcut cum a fost făcut atunci. Proiectantul care a făcut acest proiect nu mai trăiește. Deci nu mai este. Autoritatea de construire nu mai este valabilă. Avizele nu mai sunt valabile. Absolut nimic la proiectul ăla nu mai este valabil. A fost făcut în ierția preotului lungul Dumnezeului odihnească proiectul în valoare 200 de miliarde. E cam mare. Și pentru un consiliu local. Dar e pentru parohie mică cum e Curița. Care te duci la biserică și vezi 20-30 de oameni. Da, biserica a fost construită, da, proiectată pentru 300 de persoane. Da, ea va rămâne la fel. Ea va rămâne pe aceeași capacitate. Se va folosi aceeași fundații, aceeași apărinte la sol. Se va face tot solid. Va fi la proiect. Nu va fi cu tururile înalte, cum e biserica de jos din Caș. Și nu va fi din lemn. Și nu va fi din lemn. Va fi din fierbe, în construcții cum e și catedrala din oraș. Dar ea va rămâne la aceeași dimensiuni. Va fi destul de înaltă, cum e și biserica de aici. Stilul ștefanian ce înseamnă? Fără turile înalte. Deci fără turile înalte. Cum ar fi asta de aici, Brâncovenesc? E biserica de munte asta aici. Nu putem spune că e biserică de șes. Biserica de la Borzești, sau Ștefan cel Mare, putem spune că e biserică de șes? Nu este. Biserică de munte. De piatră, înaltă, spațioasă, numai că nu va mai avea niște turle. Turle costă foarte mulți bani. Și am ajuns la concluzia asta, am vorbit cu părintele Protopop, cu părintele Căciulă. Când vom face macheta de proiectare, o vom aduce pe fața Consiliului Local, să o vadă consilierii și eu vă da și la părinte să discute cum ați dumneavoastră, cu dacă mari consilierii din parohia, ce are pe acolo. Să le arăt fraților cu tine sau în slujbă. Așa va arăta nu la biserică. Nu vă convine, nu le convine. Am vrut și cu... mergem și modificăm proiectul. Deci, în faza inițială. Ca să nu ajungem să dăm drumul la execuție, cum să nu-i placă. Fiindcă este un lucru, cum mi-a explicat părintelui Ionuț. Nu știu dacă v-a spus dumneavoastră. A zis, părinte, noi facem o construcție pentru dumneavoastră. Dumneavoastră veți sluji acolo. Trebuie să vă placă dumneavoastră și oamenilor. Nu va sluji nici primarul, nici viciprimarul. Dumneavoastră veți sluji acolo. Nu mai schimbă, dar oamenii rămân. Ar trebui oamenii să vadă. Da, să vadă oamenii proiectul. Că dacă rămâne cu proiectul 230 miliarde, vă spun sincer că nici în 3 mandate nu va fi terminat. Că aveți și alte priorități. O să vină, nu știu ce e din comun și stai, bă, primar, dar tu faci biserica. Ați văzut ce scandale și cu biserici. Noi am zis să facem un proiect bun, solid, că reziste sute de ani, dar să vă simt. Că dacă mergi pe valori foarte mari, nici nu termin, nici nu faci. Și rămâi cu... Deci asta a fost. Dacă vă facem ancheta proiectării, vă prezentați și aici, nu? I-a zis și că... I-a zis și păi, nu, îți dau ancheta la protocol, o vedeți, nu vă place, merge la proiectat, vă spuneți ce vă place. Sunt motivul, cum vreți voi. Dar nici să facem proiecte de 30 miliarde la o biserică. Doamne, să avem... Așa a fost acum 10-12 ani, cât a fost 15 ani. Da. Știți cum e? Că sunt de finanțare pentru biserică, numai un pic, domnul Mănică, că acum fix și terminăm, da, veniți acasă. Da. Și surse de finanțare pentru biserici, aduși și dumneavoastră. Chiar guvernul acum trebuie la capitala mântuirii neamului o mulțime de bani, dă foarte puțin. Nu-ți dă nici Uniunea Europeană fonduri pentru biserică, nu-ți dă nici guvernul. Astea sunt fonduri de buget local. Fonduri care trebuie să le asigurăm noi. Și atunci trebuie să mergem pe niște un proiect de bun simț. Dacă ai primit fonduri europene cu o investiție de genul ăsta, o faci și 1 milion de euro. Cât dă fondul? Dă 1 milion de euro. 1 milion de euro o faci biserica Corsica. Atât timp cât o faci în buget local, nu putem o țin din platul, că v-am zis, nici din 3 mandate nu o semim biserica. Și aș vrea ca biserica aia, biserica asta, în mandatul ăsta nostru, că suntem pe mandatul nostru tuturor, nu? S-o termină, s-o termină doar la gata. Aoleu, la gata? Nu? Doamne, măcar s-o răzdeziun la roșu. Fără pictură, zicem, să ducească în ea. Fără pictură. Să poate simți în ea. Dar catedrala în oraș e pictată, nu. Dar să face slujbă în catedrală. Să face jos. Da, se poate face. Și pe cealaltă, după următorul mandat, cu noi, pe aceea, să treacă în conservare. Aia e bijuterie biserică. Da, flutul jos după ea. Dată tabla cu sârul și drinul înapoi. Și acolo e da, da. Da, au făcut cei de la Conte. Și a zis, după ce terminăm pe asta nouă, dă voie să băgăm pe asta în conservare. Și atunci dă voie să faci lucrări de conservare. Și atunci să face. Biserica de la Murița trebuie să devină exact cum e biserica veche de aici. Da. Dar nu, biserica la Conte a inițiat, vă spun, nu a avut lucru pe ea. Nu știu cine a pus lucru pe ea. Nu este, da, n-avea voie. A pus lucru pe ea. Biserica la Conte n-a avut lucru pe ea, a avut dragi sau și dragi. Da? Ea trebuie să revină la forma ei inițială, cum a fost, inițial. Trebuie să revină. Și atunci a devenit un muzeu extraordinar de frumos, o biserică care e mai frumoasă. A căzut totul după spatele bisericii, în zona de... Nu, la jos. Știți cum are și funia vieții pe ea. Da. Deci are vedem cu funia vieții care e înconjurată. Deci e o bijuterie. Cu cui nu există metal în biserica aia, numai cui de lemn. Totul e făcut de lemn, totul e natural. Da. Da. Mai dorește cineva sau supunem la vot? Da, spuneți. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș dori și eu să-l felicit pe domnul primar pentru raportul realizat și să dorim succes și mai multe realizări de la Dumnezeu. Și de asemenea, domnului Băncilă, bun venit și succes. Supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2, proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Tânză Constantin ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul? Scuze. Proiectul de hotărâre de la punctul 3 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Băncilă Iulian în Consiliul Local al Comunei Cași în județul Bacău. Cine este pentru? Toată lumea, da? Împotrivă nu, se abține. Proiectul de hotărâre de la punctul 4 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din data de 25/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de specialitate. Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Nu. Proiectul de hotărâre de la punctul 5 privind aderarea Comunei Cașin, județul Bacău, la Societatea Națională de Cruce Roșii din România, filiala județului Bacău. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Proiectul de hotărâre de la punctul 6 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Adis Bacău. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Proiectul de hotărâre de la punctul 7 privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Unanimitate, mulțumim. Proiectul de hotărâre de la punctul 8 privind primirea Coateului Onești în calitate de membru la Asociația ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. proiectul de hotărâre de la punctul 9 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a comunicat și în județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018. În unanimitate. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al unor imobile. Și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, construirea Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia, sat Curița, comuna Cașin, județul Bacău. Unanimitate, mulțumim. Un pic, domnul Nicu, aveți ceva de spus? N-am vrut să vorbesc, n-am avut timp să vorbesc. Eu o pasă. S-a ascultat, da? În 40 de ani am avut timp să vorbesc, ca făcut spunea domnul. De 40 de ani am avut timp să vorbesc. Am zis, am zis, dacă ne-am dezbrat. Acum a zis asta. Voi zis cum domnul Crucean. Sunt de 27 de ani consilier parohial. În România există consilii parohiale, dar ele sunt inexistente. Deci există, dar lipsesc de săvârșire. Lipsesc de săvârșire. De 27 de ani. Adică Caragia le-a avut dreptate. Clar, clar. Deci, dar nu ați știat mai bine. Mulțumim. Cele spusele se declarăm în iară. O bulilă. Da. Asta e.